aici? Ce avem noi aici? Da. Păi, tema de astăzi a fost șnițelul. Cel care va câștiga are dreptul să blocheze un concurent din echipele adverse pe jumătate din durata unei probe. E foarte bine. Asta în battle-uri, când este foarte important și când se bat între ei. Teribil, no? Teribil. Cred că proba asta de șnițel, nu știu dacă mi-e pică chiar bine. Eu cum aud șnițel, mi-aduc minte de cotoleta la milanese și mi-aduc în minte toate plecările mele în vacanța de la școală. Când mama dimineața mi-a umplat sacoșa cu 7, 8, 10 sandwich cu șnițel. Sper să fie crocante, dar fragile. Sper să fie făcute ca la carte. Înțeleg că trebuie să fiu sincer. Da, trebuie să fii foarte sincer. Ce este chestia asta? Ce avem acolo? Un cașcaval? Pane? Antonio! Ma che cazzi! Macaroni! La chestia asta e bună, foarte bună. Nu știu de ce ai pus un sos care să fie un fir care l-ar conduce pe toate împreună. Mm-hmm. Se face așa cum ai spus tu, fiureul frumoasă. Fiureul nu-i de ajuns, nu-i suficient. Nu. Dar cine crezi că a făcut această farfurie? Nu știu de ce, Florin. Florin? O, Florin, o, Sorin. Bun, nu știu. Da? Pe cine următoarea? Pe mine mă fascinează momentul în care ajung în povestea asta și încep să ghicească farfuriile. Și, băi, aia mi se pare că e, aia e alucutăriță, aia alucutăriță. Și atunci îți dai seama, de fapt, ce cred oamenii despre tine și despre colegii tăi. Tot șnițel ghișce, dar de data asta este din... Cred că sunt vițel. Mm-hmm. Deștept chestia asta că a pus sos de roșii jos. În așa fel, fiul acesta lasă... în formă de inimă ai gustat? Cine o fi atât de îndrăgostit? Uite, vezi, e formă de inimă, parcă. No, tot în formă de cnele este, dar după l-a pus așa de inimă, da. Eu fi mai romantică, de fel am văzut o inimă în farfurie. Bine, dar știi restul chestia, adică dacă un om stă lângă tine două minute, începe să face inimioare peste tot. Înțelegi? Scrie, dezinează. Băi, sărat! Uite-te, știi, se topește în gură. Chiamă-ți, mă, Salvarea, că se neacă cu el, ia să vezi. Este un sos de roșii foarte cinstit. Cinstit? Cinstit, da, foarte cinstit. Este foarte... important să fii cinstit, nu? Bineînțeles. Nu? Pentru că sunt foarte mulți... Mai ales în bucătarii. Bucătarii, că vrea să face lucruri extraordinare. Da. Uitând că la base este să face niște lucruri cinstite. Hai, mă, tu te-ai și la farfurile alte, stă numai la aia, frate, deci nu crede așa ceva. Alora, aici... Tot pane. Da, cred că ai făcut o tempură aici. Mm-hmm. Da. Ce? Ce este? Ce nu... Eu nu l-ar fi îmbinat cu cartofi prăjiți. Nu știu de ce mi vine... Aici iar am o chestie între Sorin și șef Carladescu. Pasta ne-a ghicit de niciun fel. Acum, Antonio, trebuie să alegi o singură farfurie. Nu știi, că sunt toate cam la fel. E greu, trebuie să te iei de ceva. Treaba e subiectivă, mai ales că ne cunoaștem. Până acum au fost numai prieteni. Ori la doi, Iosif, acum Antonio. Ori să vină toți care ne cunoaștem de atâta timp. De ce subiectivă treaba? Va fi foarte greu.